Vremea lui pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. Mulțumim Harul Dumnezeu că țin în dimineața aceasta la închinare și mulțumesc Domnul că țin din mijlocul dumneavoastră. Mă rog ca Duhul Dumnezeu să cerceteze în continuare biserica. Amin. Mă rog ca toți care suntem aici să luăm aminte că ce vrea să ne transmită Domnul. Amin. Mă rugăm este Muhammad Ali Abbas Seifi din Darbat. Fost musulman, sunt din Liban. În Harul Dumnezeu sunt copii al Dumnezeu. Amin. Și mulțumesc Domnul pentru că m-a făcut parte de Sfinții Lui. Și mă rog ca toți Sfinții al Dumnezeu din locul acesta să se întărească în Domnul. Amin. Și în putere tărie Lui. Amin. Domnul Iisus să le binecuvânteze. Amin. Aș dori la început să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Ioan, capitolul 14, de versetul 1 până la versetul 6. Pagina Scriptura 1045, Evanghelia după Ioan, Cuvântul Domnului spune. Să nu vi se tulbură inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatăl meu sunt multe locașe. Dacă n-aș fi așa, aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă pregăti un loc, mă voi întoarce și vă lua cu mine. Că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Știți unde mă duc. Și știți calea într-acolo. Doamne, le-a zis Domnul. Nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus l-a zis. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Toată slavă și gloria este al Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Biserica din loc este binecuvântată pentru că locul acesta este chemat numele Dumnezeu. Și mă rog ca binecuvântarea lui Dumnezeu și poporul Dumnezeu să rămâne peste fiecare suflet în dimineața aceasta. Și nu doar atât, pentru toate cursul vieții voastre, Dumnezeu să lasă ungerea Lui și lumina Lui peste fiecare dintre noi. Mulțumesc Domnului că în dimineața aceasta putem să-L lăsăm pe Dumnezeu și putem să-L mărturisim. Am auzit mărturia, am auzit cântarea, m-am bucurat și mă bucur în Duhul meu și mă bucur în prezența lui Dumnezeu și mă bucur că în casa Domnului sunt copiii Domnului. Mă bucur că în dimineața aceasta Dumnezeu vrea să ne vorbească tot care suntem aici și ne vorbește. M-a vorbit și inimii mele și cred că m-a vorbit și inimile dumneavoastră. Amin. Mă rog ca puterea cuvântul să pătrunde acolo unde sunt inimi împietrite, unde sunt minți încuiate, unde sunt oameni care nu vor să ascultă și nu vor să îndrepte viața spre calea care este adevărul și viața sfârșitului care este Iisus Hristos Mântuitorul nostru. M-am născut în Liban, într-o familie de musulmani șeiți. Musulmanii sunt două ramuri mari, șeiții și suniții. Șeiții sunt 300.000 de oameni, suniții sunt 1.300.000 de oameni. Noi suntem 9 copii, 6 fete și 3 băieți. Sunt căsătorit și împreună cu soția mea, din București. Avem 3 copii. Primul copil al nostru este Hussein, are 23 de ani, am pus numele când era musulman, după credința și după religia mea islamică. A doi copil este Iosif, care s-a amintit că a fost cu noi în accident, are 8 ani jumate. Și al treilea copil este Amina Hazasă, care Dumnezeu a făcut o minune și face minune cu fiecare dintre noi. Și Dumnezeu a dat viață și a scris viață în dreptul Amina. Are 6 ani în Harul Domnului. Mulțumesc Domnului pentru copiii dumneavoastră. Mulțumesc Domnului pentru copiii mei, pentru că cred că darul acesta este minunat. Pentru că este dat de Dumnezeu, copiii noștri. Stăriți să fii Domnul Domnului. Când eram în Liban, am crezut în Islam, m-am închinat cu Allah, am avut rugăciune zilnică de 5 ori pe zi, am ținut postul Ramadan de 30 de zile pe an și am crezut că numai musulmanii sunt cei mai buni și numai musulmanii sunt buni pentru că au la bază credința lor Coranul, cartea care spune că este trimisă direct de la Allah din cer, și au la bază credință și profetul Muhammed, ultimul trimis al Dumnezeu, adică al Allah. Și credința aceasta care am primit-o de la părinții mei, de la bunicii mei, am crezut și bazat și pe Coran și tot ce spune Coranul. Am crezut că eu sunt mai bun, că sunt musulman și cei din jurul meu sunt rătăciți și sunt blestemat, așa cum îmi spune Coranul și în prima carte al Coranului, ultimul verset, spune. Dă-mi nouă credința aceea bună, nu la fel cum au cei rătăciți și cei blestemați. Și aici se referi la creștini că sunt rătăciți și la evrei sunt blestemați. Am crezut și am crezut și am crezut.
Întotdeauna am crezut că numai musulmani vor ajunge în cer, numai musulmani sunt mai buni, pentru că ei cred în islam și ei practică islamul și așa am făcut toată viața când am practicat în Liban și când am ajuns în România în anul 1991. După aceea a fost război în Liban, război civil de 15 ani de zile. Din 1975 până în 1990, războiul acesta civil a fost între musulmani și creștini, între musulmani și evrei, bazat pe Coran și din cauza viața care am dus-o de război 15 ani de zile, care m-a despus și pe mine ca om, că n-am avut fericire, n-am avut bucurie, am avut numai ură și am fost plin de ură, din cauza războiului, din cauza religia mea, din cauza credința mea islamică, și am crezut că tot aceia care sunt lângă mine, creștini și evrei, sunt pierduți și numai musulmane sunt buni. Și ora aceasta a rămas în inima mea și în mintea mea până când a venit el. Când l-a venit el în viața mea și m-a schimbat. Versul vieții mele, slăvit să fie numele Domnului Hristos. În anul 1991 am venit la București cu gândul să fac o viață mai bună, un viitor mai bun, să câștig bani, pentru că familia mea în Liban și eu am dus foarte multe lipsuri din cauza războiului. Asta era gândul meu când am ajuns la București să câștig bani, să fac avere și după aia să mă întorc înapoi în Liban. Dar Dumnezeu, prin mine și prin dorarea Lui, Dumnezeu nostru care îl slujim, a spus în calea mea, soția mea, la vremea aceea era creștină ortodoxă, am cunoscut-o și ne-am căsătorit în anul 1993 și în anul 1994 Dumnezeu mi-a dat un băiat care l-am amintit mai devreme și l-a pus numele Hosein. Hosein l-a pus numele pentru că numele Hosein este nepotul profetului Muhammed și este mare om în religia islamică și pentru mine a fost o onoare ca copilul meu să aibă numele nepotul profetului Muhammed pentru că pentru musulman la vremea aceea și pentru mine era un mare sfânt. După ce a venit Hosein în lume, a început să aibă probleme de sănătate. Probleme că în sensul că a început să aibă temperaturi foarte mari și temperatura ajungea și la 41 de grade și lucrul acesta se repeta în fiecare lună de mai multe ori. Noi ca părinți am încercat la medic, am încercat cu tot felul de tratamente de a rezolva problema lui de sănătate și atunci n-am reușit la vremea aceea. Și atunci, după o perioadă de timp, pentru că lucrul acesta se repeta de mai multe luni de zile, s-a gândit istoria mea că copilul este bolnav pentru că nu este dus la biserică, adică nu este botezat din nimic. S-a gândit că este bolnav pentru că nu este creștinat. S-a gândit că e bine să facă, să ducă la biserică și să-l boteze și s-a gândit că o să fie mai sănătos și să ducă o viață mai bună. Așa a făcut. Domnul l-a luat pe băiatul meu și l-a dus la biserică, l-a botezat, crezând că să aibă o sănătate mai bună, să fie vindecat. Dar lucrul acesta n-a schimbat nimic în starea lui de sănătate și tot avea probleme aceea, pe parcursul anului s-a rezolvat problema lui de sănătate cu temperaturi. Și în vremea aceea când am aflat eu că copilul este dus la biserică și creștinat, așa înțelegeam că eu ca musulman nu cunoșteam adevărul, nu cunoșteam calea, nu cunoșteam pe Iisus Hristos ca Domn, ca Mântuitor, nu cunoșteam Evanghelia lui Dumnezeu, atunci pentru mine a fost un șoc. Cum? Adică copilul meu să fie dus la biserică și botezat din mine, așa am crezut că este creștinat și deja ne-a făcut creștin. Și pentru mine a fost șocul acesta așa de mare, am început să mă cer cu soția și în vremea aceea a început tot răul care era în mine ca musulman, a început să iasă la ivară, am început să ne încercăm în fiecare zi, pe tema credința, pe tema religia, am zis, cum poți să accept să dați pe copil? Pe băiatul meu, tot îmi spuneam băiatul meu să dați pe mama ta să facă lucrul acesta, să ducă la biserică, să-l creștineze și pentru mine lucrul acesta m-a tulburat sufletul, inima, a început să crească în bol în inima mea și mi-am pus să accept că copilul meu să fie creștin. De ce? Pentru că în mintea mea creștini sunt oameni rătăciți fără Dumnezeu. Așa credeam și evreii sunt blestemați. Dar de cauza credinței mele, islamică, de cauza că eram musulmani rătăcinați și de cauza că nu cunoșteam adevărul și tulburarea acesta care era peste mine, n-am vrut să accept că copilul meu să fie creștinat și de dragul credinței mele am preferat să părăsesc soția, să părăsesc copilul și să plec de acasă. Să nu fie arătat cu degetul de nimănui, că va afla părinții mei sau prietenii mei din cauza aceasta, de lucrul acesta, atunci de dragul ca să nu fie arătat, să nu fie dat de rușine, am preferat să părăsesc soția și să plec și am plecat în anul 2000 la Timișoara. Acolo avem un prieten și am stat la el și am început să mă gândesc cum să fac și ce să fac să mă întorc înapoi în București, să iau pe băiatul meu și să fug cu el în Liban, să nu fie creștin. Nu putem să accept lucrul acesta,
Nici mintea mea, nici inima mea, bolul era în inima mea și eram așa de tulburat pe teama aceasta, pe teama credinței. Atunci am sunat pe soție și am spus că vreau să mă întorc înapoi la București, dar gândul meu era să iau pe băiatul și să fug cu el în Liban. Am început să vorbesc frumos, am început să promit că o să fie un tată mai bun, un soț mai bun. Doar de a accepta să mă întorc înapoi acasă, soția a acceptat, m-am întors înapoi acasă și când m-am întors acasă, am căutat să fac să împlinesc la lumea. Dar mulțumesc Domnul Iisus Hristos care este viul vecii veciului. Pentru că din momentul când m-am dus în București, în anul 1991, el începuse planul lui de mântuire în dreptul meu. La vremea aceea, planul meu era un plan demonic, un plan care nu era după voie lui Dumnezeu. De a lua băiatul și de a pleca cu el în Liban, atunci dacă făceam lucrul acesta și împlineam planul meu, mă gândeam că eram și eu pierdut și copilul meu pierdut și soția era pierdută. Dar Dumnezeu avea un plan. Și are un plan pentru fiecare dintre noi și planul Dumnezeu este un plan de săvârșit. Și orice plan care începe Domnul duce la bun sfârșit. Eu nu știam lucrul acesta și pentru că n-am putut să împlinesc planul meu, tulburarea iar a început să fie în mine și atunci iar din nou ceartă, iar din nou probleme și de multe ori, căutam ce lipsea în casă, căutam afară, în București, în lume și căutam să fac tot ce era. Nu era după voia Dumnezeu să pot să fii un om fericit, să pot să fii un om plinit. Dar când mă întorceam acasă, lucrul care făceam aduceau bucurie pentru o clipă, pentru un moment și nu rezolva problema din suflet și nu putea să mă umple gol. Și atunci lucrul acesta tot a fost asupra mea. Dar Dumnezeu, în bunătatea Lui și în dragostea Lui față de mine, a fost în calea mea în 2003-2004 un om al Dumnezeu, un copil al Domnului. Sau la această venea grădiniță unde era soacră mea directoare. Avea 4 fete, venea zilnic cu mașina, ducea fetele la grădiniță și eu mergeam cu soacră cu mașina la grădiniță și mă întâlneam cu omul Dumnezeu. În vremea aceea era pentru mine un român, un om simplu, dar Dumnezeu a început să lucreze prin el. Cum? A început el să vorbească cu mine, a început să mă bagă pe mine în seama, a început să mă salute. În fiecare zi ne vedeam acolo și am început să ne apropiem. Și pentru că am văzut că el dorea apropierea aceasta spre mine, am început să mă apropie și eu și am ajuns să fim prieteni. Și pentru că în dragostea Dumnezeu, lucra Dumnezeu în omul acesta, a arătat în felul lui, prin trăirea lui, prin gândirea lui, prin înțelepciune care a dat Dumnezeu, el este un om bun, atunci am ajuns să fim prieteni de familie. Și în momentul când am ajuns să fim prieteni de familie, am început să le vizităm. De multe ori noi mergeam la el și eu mergeam la el la casa lui. Când mergeam în casa lui, vedeam un lucru care îi lipsea casa mea. În casa lui era pace. În casa lui bucurie. În casa lui era fericire. În casa lui Domnul Iisus Hristos, dar eu nu înțelegeam lucrul acesta. Vedeam doar că el este un om bun. Și de multe ori venea cel rău la mintea mea, spune că eu sunt mai bun, el este rătăcit pentru că el este creștin și nu este musulman. De multe ori când ne ridicam la masă împreună cu el și el și familia lui, el chemea pe Domnul și mulțumea pe Dumnezeu pentru hrană, pentru tot ce a dat Dumnezeu. Nu era rușine de nimic, dar lucra Dumnezeu prin felul acesta și prin viața lui și prin gândirea lui. În momentul acela tot îmi spunea cel rău, el este un om bun, așa el este construit, tu ești mai bun. Și eu credeam în totul ăsta mai bun și mă aduce aminte versetul din Coran și credeam că în totul creștinii sunt rătăciți și sunt pierduri. Dumnezeu lucra. Dar eu nu vedeam lucrarea lui Dumnezeu. În anul 2007, fratele acesta facea parte din Comitetul Bisericii Zvor Mântuirii din București, unde noi ne-am întors la Domnul. Și pentru că ei se adunau într-un loc, era mai mic și au început să înlocuiască poporul și aveau nevoie de o clădire mai mare, au găsit un loc, un teren, care avea o casă pe el, au încercat să cumpără terenul, să ridice, dar ridica biserică, n-au reușit să încheie actul de vânzare, cumpărare. De ce? Pentru că Dumnezeu a pierdut inima persoana aceea. Locul era potrivit pentru biserica, o parcare destul de potrivită pentru locul terenului respectiv. Din urmă am născut într-o biserică de frați rom, de București, unde, dacă ați auzit și pe că ați auzit de sora Gabi Lunca, cu mine, cu tata lor, m-am născut la biserică. Așa am gândit Dumnezeu acolo să ne dea mântuire. Ei au încercat să cumpără terenul, n-au reușit. Persoana care deținea terenul era o bandă lungă care nu vrea să vândă terenul la frații romi. Și pentru că n-a putut să cumpără terenul, fratele acesta s-a gândit că să facem că noi, adică soția, să meargă să se întâlnească cu doamna și să cumpără terenul pentru a ridica la biserică. Și așa s-a făcut. Într-o dimineață, în 2007, a venit la noi și ne-a spus, a cerut ajutor, soția a acceptat, a mers, s-a întâlnit cu doamna la teren respectiv,
a acceptat și după aceea s-a dus la notariat, a încheiat actul de vânzare, cumpărare, pentru a cumpăra terenul. După ce am încheiat actul de vânzare, cumpărare, au început, au scos toate avizele autorizate necesare pentru a ridica biserică, au ridicat clădirea și au început să facă programe. Și lucrul acesta a mers așa de repede, până în octombrie 2008, el a început să ne vină, să ne invite la adunare și spunea să venim în casa Domnului, că vrea să ne mulțumească și conducerea și poporul, că am făcut o faptă bună și ne spunea să venim, adică spunea soția, să veniți să vedeți ce proprietate aveți în numele, spunea în lor, este pe numele tău, vreau să vezi ce am făcut acolo pe numele tău. În fiecare dată, când venește chema la biserică, asta e înțelepciunea lui Dumnezeu, nu l-ai invitat la mântuire, nu ai venit la pocăință, nu l-ai invitat la pentecostal sau la baptistă, nu ai invitat doar să venim acolo, doar că el că avea o credință, dacă noi vom intra acolo, Dumnezeu va lucra. Și vă rog că dacă ești în locul acesta și ești, doar dacă ai venit doar să vezi sau să aud, și poate spui că ești la voie întâmplări, nimic, nu este la voie întâmplări, nimic de Dumnezeu. Și mă rog că Duhul Domnul să-ți vorbească. Mă rog că cuvântul Dumnezeu să atingă inima ta, pentru că cuvântul spune că credința vine în urma auzirii cuvântul Dumnezeu. Și mă rog că cuvântul acesta care este în inima noastră și în inima noastră să se atingă orice inimă. În fiecare dată când ne invita la adunare, eu spuneam minte mea și găseam o scuză și spun, ce să fac eu în mijloc, într-o popor rătăcit? Așa spuneam. Eu sunt mai bun, ce să fac într-o biserică? În 30 octombrie 2008, așa cum am întâlnit soția mea de vreme, prima dată în casa Domnului, a venit la noi dimineața și a spus că vine un frate predicator. Și noi, pentru că ne-am născut într-o biserică de frațon, în mintea soției mele a spus, când el l-a invitat, a spus, vine un frate predicator care este, a studiat cuvântul Dumnezeu, care Dumnezeu vorbește prin gura lui și Dumnezeu un om cult și un om învățat. Și atunci ea s-a gândit că vrea să meargă să vadă, oare există oameni cu școală, oameni pocăiți? Așa că orice om în lume, te gândești cu oare, că pocăiții sunt clasă de jos, vreau să spun, pocăiții sunt cap, nu poate, sunt copilul. Copilul Dumnezeu sunt oameni care Dumnezeu a plătit un preț pentru fiecare de lor. Și valoarea noastră este, nu prin lucruri materiale care facem noi sau alergăm în lumea aceasta să facem, valoarea ta și a mea este sângele Domnului Iisus Hristos, sângele mie. Atunci și asta gândim, pentru că nu cunoștea cuvântul Dumnezeu și nu cunoștea cu adevărat ce spune cuvântul Domnului și nu cunoștea calea lui Dumnezeu. A spus, eu vreau să aud dacă oare există, pentru că de multe ori m-a invitat la biserică dacă există oameni care sunt învățați și care vorbesc de cuvântul Dumnezeu și de pocăință. Prima dată în casă, Domnul, în 30 octombrie. Prima dată când audă cântările de laudă, prima dată când se roagă și audă rugăciune și prima dată în viața ei, când Duhul Domnului vorbea în mine. Și atunci când s-a ridicat fratele Lazar Boc și a avut o predică titulată Gunoaie de la marginea mării, Dumnezeu a început să vorbească în mine și când vorbea și spunea, mi-a spus după aia, amen, între mine și fratele predicatorii au un culoar deschis și parcă toate cuvintele au fost pentru mine. De ce? Pentru că spunea Dumnezeu că mare împulburat, aruncă toate gunoaile afară, valul mării împinge toate gunoaile afară și el spunea că orice om, oricât de frumos e, oricât de puternic e, oricât de deștept e, oricât de bogat e, fără Hristos, este un gunoi pierdut. Și atunci Duhul Domnului vorbea și ea a văzut că cu adevărat că este o pierdută înainte de Dumnezeu, pentru că viața noastră ca oameni, fără Hristos, era viața plină de păcat și de nelejuiri și viața care nu era după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbea în ei și în momentul când s-au ridicat la rugăciune, sub cercetarea Duhului Dumnezeu și Duhul Hristos a coborât peste ea și plângând, pentru că a făcut-o conștientă că ea are nevoie de mântuire și de salvare. În momentul acela, prima dată în casa Domnului, a avut o vedenie, o descoperire de la Dumnezeu și o vedenie care și ea s-a aflat la sfârșit de drumuri. Pe partea stângă, un drum întunecos și la capătul lui foc și pe partea dreaptă, un drum luminat de aur și la capătul lui o soare și sub cercetarea Duhului Dumnezeu a spus, mi-e frică de foc, nu vreau să ajung în ea, viața mea era o viață de cum a spus și a venit înainte și a recunoscut că ea are nevoie de Dumnezeu și de mântuirea lui Hristos. Fără chemare. De multe ori, să facem chemare dacă cine vrea să-L urmeze pe Domnul, că asta e un lucru frumos și bun. Dar în momentul acela, a luat Domnul la porul și a văzut față. Pentru că știa că ea are nevoie de mântuire. Și a cunoscut că nevoie de Hristos. Au chemat-o frații. Atunci, veniți să primești pe Domnul,
A spus da, s-a rugat pentru ea, a venit acasă sub călăuzirea lui Dumnezeu și a zis și mi-a spus, Hamed, ce zici dacă mă bucăiesc? Am uitat în ochii și am spus, treaba ta, afacerile ei, nu mă interesează. Nu mă interesa pocăința ei. Nu mă interesa dacă rămâne ortodoxă sau pentecostală sau evanghelie. Nu mă interesa pe mine. Pe mine mă interesa un singur lucru. Ca să fie musulmană ca mine și să pot să câștig pe ea la Islam, să pot să câștig și pe băiatul meu la Islam. Dar pentru că Dumnezeu este interesat de fiecare suflet. Pentru că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi. Pentru că oricine crede în El să nu moară, să aibă viața veșnică. Dumnezeu a intrat cu mântuirea Lui în casă. Și pentru că El este interesat pe mine, m-a tulburat lucrul acesta, că nu puteam să accept. Atunci a început să se roage în casă, a început să citească cuvântul lui Dumnezeu. A început să studieze, vreau să spun, stăteam în nopți întregi și citea și se ruga și plângea și chema pe Dumnezeu în casă. De multe ori, când mă întâlneam cu ea, se uitea în ochii mei și spunea, Hamed, tu vei fi cu prima Dumnezeu? Și eu spuneam, niciodată, de trei ori. Pentru că nu putem să vedem lucrul acesta. Eu întotdeauna credem că Allah este mai mare și Mohamed este mai mare decât Iisus Hristos. Dar m-am încedat 43 de ani. Când Dumnezeu a început să lucreze în casă și de multe ori mergea la adunare, venea acasă și fiecare cuvântul Dumnezeu s-a rugat, plângea și chema pe Domnul în casă. Pe mine lucrul acesta mă tulbura și de multe ori plecam de acasă și mă întorceam după o oră, după două. Dar să nu mai plec de acasă când ea s-a rugat, a început să crede să se roage în pai. Mergea în baie să ruga, chema pe Dumnezeu acolo, vedea Domnul atunci să-l înjurânca acolo și plângea înainte Domnului. Și mulțumesc Domnului Iisus Hristos că toate lacrimile Dumnezeu l-a strâns în palmele lui și eu cred. Orice lacrimă care a curs pentru copiii tăi, pentru soțul tău, pentru soția ta, pentru cei dragi ai tăi, Dumnezeu, Iisus Hristos Domnul, ține prin palmele lui. Ține prin toate și la vremea hotărâtă și potrivită. Va aduce răspuns la rugăciunea ta. Să nu încetezi atât! Să nu citești să te rog, să nu citești să declar și să proclam și să rostești cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune ce legăm noi pe pământul acesta este legat în cer. Și ce dezlegăm noi pe pământul acesta este dezlegat în cer. De aceea declară viață. Declară viață! Că toate Biblia, tot cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a creat lumea aceasta întreagă la cuvântul Lui. Și cuvântul lui Dumnezeu este în tine. Fii soră, fii frate, proclam. Declară, cred că cei dragi ai tăi vei fi crede că tot aceia care au depărtat de Dumnezeu, Dumnezeu va aduce înapoi. Crede doar, crede cu inima puternică și nimic nu este imposibil de Dumnezeu. Tot este posibil de Dumnezeu. Totul. Îndrăzniți că eu am devenit lume. Lumea aceasta a fost stăpânitor, Hristos, Domnul Păcii, l-a zdrobit, a stăpânit peste lumea aceasta și peste stăpânătorul lumea aceasta. Pentru că noi suntem copii al Dumnezeu, Dumnezeul tău și Dumnezeul meu, Dumnezeul nostru a pus în noi cea mai mare valoare, Duhul lui Cel Sfânt. Care au zilele acesta, puterea aceasta, care este în noi, vreau să spun și spun cu toată tăria, eu cred, nu trebuie să există un creștin, un copil al Dumnezeu slav. De ce trebuie să fim slav? Dar ce ne lipsește ceva? Ce ne lipsește? Slăpsește adevărul? Adevărul este în mâna ta și în mâna ta. Slăpsește putere? Puterea Dumnezeu este în tine. Duhul Dumnezeu. Suntem vas, suntem pe al Duhului Dumnezeu. Dacă noi nu ne ridicăm și împotrivim puterea demonică și puterea străină și tot ce este rău în lumea ta, cine va ridica? Spune că voi sunteți lumina lumii. Cum? Eu sunt lumina lumii. Da, tu ești lumina lumii. Tu, sora, tu, frate, tu ești lumina pentru Hristos. În tine este lumina lumii. Să vezi să fii numele Domnului. Nu trebuie să existe, pentru că Pavel spune că pot totul în Hristos care ne trece. În lumea aceasta sunt necazuri, sunt probleme. De multe ori spune, nu vreau să jignesc pe nimeni. Eu niciodată nu spun că am o boală. Boala nu este proprietatea mea. Eu nu pot să spun că eu am lipsuri. Nu pot. Orice încercare care vine asupra mea, vine de la cel rău. Eu nu pot să spun și nu vreau să cred că necazul este al meu. Necazul, boala, suferința, l-a luat Hristos pe toată. Eu sunt primitor împreună lui. Nimic nu este rău pentru mine. Pentru că boala nu este un lucru care o posesi, care a primit-o ca o moștenire. Ca să poți să spui, este a mea. Poți să spui, pensia este a mea, salariul a mea, mașina a mea, casa a mea, dar boala este a ta. Dacă boala este a ta și dată de Dumnezeu, de ce te rogi, Domnul Sfânt? De ce te rogi? Să ne care împotrivești cuvântul Domnului. Împotrivești cuvântul Dumnezeu, dacă Dumnezeu ți-a dat boală și tu
bun în lumea aceasta este de la Dumnezeu. Tot ce este rău în lumea aceasta este adus de cel rău. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că eu, ca musulman, nu pot, când eram musulman, am avut un Dumnezeu bun și rău. Pentru că Dumnezeu musulman te îndeamnă la bine și te îndeamnă la rău. Eu nu pot să mă ies de acolo, să fii la altă credință, la altă religie, la altă relație cu Dumnezeu, să pot să cred într-un Dumnezeu din nou bun și rău. Am avut un! De ce să plec de la el? Dar când am înțeles că dragostea lui Dumnezeu față de mine s-a arătat că prin faptul că El a trimis pe Fiul Său să moară pentru mine, am înțeles că eu am o valoare și am un Dumnezeu care este dragoste. Ce rău aduce tot felul de nenorocit peste lume. Împotrivește împreună cu Hristos. Nu lasă ce lucru acesta. Vreau să spun, tot ce legăm cu gura noastră va fi legat. Să înțelegem prin noi, gura aceasta, puterea cuvântului este mare care este în lume. Dacă spui copilul tău, este bun, el va fi bun. Dacă spui copilul tău, nu vezi bine, nu ești capabil, nu ai viitor, ești cel mai pierdut, cel mai sărac, așa va fi. Așa va fi. Cum te gândești cu lucrul? Vei fi, așa vei fi. Dumnezeul tău este un Dumnezeu al bine, este un Dumnezeu al binecuvântării, un Dumnezeu al predicării. Dumnezeu a pus în noi, în înțelepciune, un har care Dumnezeu a pus în fiecare om. Ți-a dat o minte sănătoasă. O minte să poți să judeci lucruri, să poți să alegi ce este bine și ce este rău. Să poți să vorbești cuvintele lui Dumnezeu, să poți să rostești, să declari, să spui. Pentru că Dumnezeu prin tine și prin noi toți, Dumnezeu vrea să lucrezi pe pământul acesta. Dumnezeu Iisus Hristos nu mai veni, m-a mai venit odată să mai coboară pe pământ. Duhul Lui este pe pământ. El va veni prin orice cerul. Odată, când va ridica. Când va ridica. Va ridica cei morți sau cei aflinti în Hristos, după aceea cei vii. Asta e venirea Domnului. Dumnezeu nu mai va ridica. Toate lucrarea lui Hristos. Toate lucrarea lui Dumnezeu este în mâna ta. Este în tine. Este în noi. Dar dacă noi care spunem că suntem copii lui Dumnezeu, stăm și plângem fiecare zi suferințe și probleme și necar. Și rămânem acolo jos. Rămânem jos. Dumnezeu vrea ca noi să ne ridicăm în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi. Și să putem să ajungem în partea mea, așa cum a chemat pe Enoch și a spus, vinul Enoch, l-a adus tăie pentru că Enoch a umblat 300 de ani cu Dumnezeu. 300 de ani și înțeleg lucrul acesta și în mintea mea mă gândesc, Enoch în fiecare zi s-a luptat pentru dracu. Și până când a ajuns la poarta cerului, când a văzut Dumnezeu acolo, a spus, vinul robul și de jos, l-a băgat înăuntru. De ce? Pentru că a umblat. Era mai greu să-l mai trimit înapoi, a zis, vinul, e de ajuns că 300 de ani a umblat cu mine. Noi nu mai putem nici 10 ani, nici 20 de ani, nici 50 de ani, să umblăm o viață cu Dumnezeu. Nu trebuie să există creștin slab. Dacă tu spui că ești slab, așa vei fi. Dacă tu spui pot totul în Hristos, așa vei fi. Alegi tu unde vrei să stai, în ce tabere vrei să stai. Unde e locul tău, tu le alegi să stai. Acolo să te așezi. Și Domnul să fie binecuvântat pe tot. Amin. Să alegem pe El. Amin. Partea Lui și moștenirea Lui. Se ruga, plângea, chema pe Domnul și credea. În baie plângea și în baie chema numele Domnului, n-a renunțat. Mulțumesc Domnul pentru tot ce a pus în soția mea. Mulțumesc că Duhul Dumnezeu a făcut un puștient pe fiere să se roage pentru mine, să pot să avem și o familie. Oare Hristos, orice familie este pierdută. Pacea a intrat în casă, dragostea a intrat în casă. Am avut lipsă. Mulți ani am avut lipsă de dragoste și de pace în casă. Deci certăm în fiecare zi. Dumnezeu m-a dat înapoi pe soția, m-a dat înapoi și pe băiatul și m-a dat pe pentru doi copii. Cum să nu scuzești pe Hristos? Când eram musulman, trebuie să pun un cuvânt pe jos cu direcția Mecca. Mecca, cred că ați auzit, este în Arabia Saudită, unde merg musulmani și fac pelerinajul anual pentru sfințirea lor. Și orice musulman pe pământul acesta, când se roagă, trebuie să pune direcția lui cuvânt cu direcția Mecca. Că acolo este casa lui Allah și acolo Allah trebuie să ai direcția ta spre casa aceea, să poate Allah să se ascultă rugăciune sau închinare. Dacă puneam cuvor în stânga sau în dreapta, aveam o teamă și o frică ca Allah nu primea închinarea mea. Dar mă uit acum și mulțumesc Domnul pentru harul Lui. Acum nu mai am o credință sau o religie moarte. Am o grație, o credință din Iisus Hristos. Și mă rog ce favoare mare care m-a dat Dumnezeu ca copil al Lui, că nu pot să mă rog în orice direcție. De orice direcție pot să fiu.
Și este harul acesta pentru fiecare dintre noi. Nu trebuie să ai o direcție spre încredire. Trebuie să ai direcție spre împărăția cerului, spre Golgota, spre Iisus Hristos Domnul. Poți să te rogi pe picioare, poți să te rogi pe burtă, poți să te rogi pe genunchi, poți să te rogi pe scaun, poți să te rogi pe pat, poți să te rogi în orice direcție să te rogi în dimineața aceasta, să te rogi în orice direcție. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este mijlocul. În mijlocul nostru. El dorește. Nu spre credire. El dorește de la tine și de la mine o închinare în duș și adevăr. Stai tu vorba cu Tatăl tău. Stai tu vorba cu El. Și El te va asculta. Și El va interveni. Va intervine la tot ce ai nevoie. Pentru că El este un Tată bun. Și asta crezul meu. Că El este un Tată bun. Trebuie să pun cuvânt. Trebuie să mă rog. Și avem o frică și un teamă. Mulțumesc Domnul Iisus Hristos care m-a ridicat și m-a salvat și s-a oprit în dreptul meu. Totul lucrul acesta spun și mă amintesc că cât de mare este dragostea lui Dumnezeu, că înaintea lui nu se uite la fața omului. Nu dacă ești din Africa sau ești din România sau în țara arabă, au fost musulman, Dumnezeu a murit pe toți. Domnul Iisus Hristos a murit pe toți. Să mă rugați soția în casa, prin inimă turburat foarte multe lucruri lucrurile acestea. Într-o zi când m-am dus eu acasă și m-am întâlnit cu ea, s-a uitat la mine și a spus, Mamei, astăzi te întâlni cu o persoană. Era, vreau să spun, era schimbată la față. Nu mai era ea așa cum știam. Era mai luminată și s-a uitat la mine și mi-a spus, te întâlni cu o persoană, într-un loc, și mi-a spus cum era îmbrăcată persoana aceea. Mi-a spus ce cămașă avea, ce culoare și ce pantalon și mi-a spus unde am stat la masă. Și ce am discutat din ziua aceea și mi-a spus că nici n-am vorbit bine, ci am vorbit în dreptul persoanei aceea și peste toate mi-a spus și gândurile mele care le aveam în dreptul persoanei aceea. Cunoaște cineva gândurile tale în clipa acesta? Cunoaște Domnul. Duhul Domnului, Duhul Hristos a arătat tot, le-a spus totul, ci ea mi-a spus mie. În momentul când am spus și gândurile mele, n-am putut să accept. Nu venea să cred că poate cineva să spune și gândurile mele să spune la altcumva. Dar Dumnezeu l-a arătat totul. Atunci, în momentul acela, am plecat de acasă și m-am întors după 4 ore. Când m-am întors acasă, am început să caut, să mă apropie de Islam, de nou. Am început să citesc Coranul, am început să mă închin înainte lui Allah, am început să cer rugăciune, să pot să arăt, să dovedesc că Dumnezeu meu, adică Allah, este mai mare decât Domnul Iisus Hristos. N-am putut să primesc nimic, n-am putut să dovedesc nimic, pentru că eu eram în întuneric. Și întunericul niciodată nu poate să dea lumină. Atunci, după câteva timp, după câteva luni de zile, după tulburarea aceasta, a răspuns în mine și în inima mea dorință, dar am vedere. De ce atâta schimbare? Ce au făcut pocăiții? Ce a făcut cuvântul lui Dumnezeu prin soție? Și atunci am spus, vreau să merg cu tine la adunare, dar să nu spui mie să mă pocăiesc. Inima mea că te iau o bucurie mare, vinul Domnul să se ocupe de tine. Și rog că Domnul să se ocupe de fiecare din locul acesta. Când mergem în casa Domnului, mărturisesc, spun, într-o biserică de 400 de oameni, mă ridicam un singur musulman și mă rugam lui Allah să schimbă pe creștin că se rătăcine. Un credincios, un încăpăținat, un religios, fără Dumnezeu. Fără Dumnezeu. Am avut o religie moartă, credință moartă. Mulțumesc Domnul Iisus Hristos a intrat în viața mea și inima mea mi-a dat o credință vie și o relație vie între Tatăl și copilul Lui. Stăriți să fii numărul Domnului. Mă aducam să schimbă pe creștin, că eram mirat și numele era mie, de ei. Eram pierdut și credeam întotdeauna, sunt mai bun. Într-o seară de rugăciune, marsă, spatele avonului scria Iisus, lumina lumii. Și mai scria Iisus, a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. În seara aceea eram acolo și mă uitam la cuvântul lui Dumnezeu și puneam capul jos. Am citit odată și am pus capul jos. A început Duhul Domnului să mă cerceteze. Și puneam capul jos și bineînțeles îmi ridică capul și spune, Hamlet, citește. La ureche auzeam, Hamlet, citește. Puneam capul jos, parcă și încăpățâneam și o forță care îmi ridica capul și o mână care îmi frigea capul de bărbie de aici și spune, citește! De 6-7 ori. Am început să citesc și am început să vorbesc cu Domnul, cu mintea mea și îmi spun. Dacă tu ești lumină, eu sunt întuneric. Dacă tu ești care, pe ce care sunt, dacă tu ești adevărul, eu sunt în minciună, dacă tu ești viață, eu sunt mort. Era mort într-o religie moartă, într-o vorbire moartă, într-o închinare moartă, într-o gândire moartă, în felul meu de om, mort! 43 de ani, cu noi, fără Hristos. 43 de ani, musulmani, mâinile care erau musulmani. Mă vedeam cum mai sus decât ceilalți. Eram cel mai de jos. Cel mai de jos pe pământul acesta.
În momentul când era un frate lângă mie și trebuie să mă duc la Avon, mi-am spus că rog câte mai zic la Avon, spune că vreau să te dau viață în mână Domnului. S-a uitat la mine și mi-a spus, nu puteam să mă stăpânesc pe mine. Eram sub cercetarea Duhului Hristos și mă tremuram și plângeam și mă rugăm înaintea Domnului. Când s-a ridicat la Avon, a început să vorbească și în momentul când a început să spune că în seara asta Dumnezeu mă scrie un nume în cartea vieții, fața lui s-a schimbat, a început să plângă și a văzut pe Domnul cum plânge. Am musulman, păcătos. L-am prăbunit. Am prăbunit pe creștini, am prăbunit pe evrei, am prăbunit cu mintea mea, cu vorbirea mea, cu faptele mele. Dar el l-a dat toată locoare. Și s-a oprit și le-a spus, spune aici, ești al meu. Și mă rog ca toți care suntem aici să nu-L prăbunim pe Domnul. Poate nu trebuie să fii un musulman să-L prăbunești pe Hristos. Poate ești un copil care vine în casa Domnului și te crezi că ești un om perfect. Perfect. Vreau să spun, poate vorbirea ta nu este după voia lui Dumnezeu. Poate gândirea ta nu este după voia lui Dumnezeu. Poate faptele care le faci nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și tu te prăbunești cu Dumnezeu și ești în casa lui Dumnezeu. Doamne, mă rog să binecuvântez tot poporul. Mă rog să arăți, Doamne, un duh de cercetare. Mă rog, Doamne Dumnezeu, de ce? Să ne faci prin noi conștient că avem nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie de mântuirea lui Hristos. Și mântuirea lui Hristos se capătă prin a intra în glasul Harului și a încăpătat-o pentru că El ne-a dat un dar. Mântuirea este un dar de la Domnul și este dar de fiecare dintre noi. De multe ori, dacă primești un dar, te uiți la el și la admin și de multe ori ne pui într-un loc să nu ne atingă nimeni. Este darul tău, este ai primit. Dar Dumnezeu a pus în tine cel mai mare dar, mântuirea Lui, jertfa lui Hristos, a pus în inima ta. Spune Pavel, de ce spune mântuirea până la cap? Spune lui Timotei, luptă-te, Timotei. Luptă-te, luptă cea bună ale credinței. Timotei, tu trebuie să te lupți pentru că tu trebuie să apuci viața veșnică. Pentru asta ai fost chemat. Noi suntem chemat la viața veșnică împreună cu Hristos. Eu cred în împărăția cerului. Aceia care vă obilui, vă avea parte de apropiere de Dumnezeu, să vă stea aproape de Domnul. Va fi constant, vă mânca din mâna ascunsă a lui Dumnezeu, vă mânca din pomul vieții al lui Dumnezeu. Numai aceia care vă obilui. De ce spun lucrul acesta? Eu cred, creștinii Domnului trebuie să fie întotdeauna învingători împreună cu Hristos. Pentru că un soldat, dacă merge la război, mai mulți soldați sunt antrenați, merge la război. Și aceia care mor în luptă, cel mai mult lucru poate să facă pentru ei, să-l pune un lapel pe ciucul lor, pe trupul lor, și le pune în mătru și mai dea câte o stea sau ceva, care s-a dat la copil, la soție, așa. Dar el a murit. Dar aceia care va învinge, în mâna lui este stea de biruință. Și eu cred, în fiecare mână, în sora fiecare, Dumnezeu ți-a pus în stare de biruință și trebuie să duci până la capăt. Și mântuirea aceasta este doar lui Dumnezeu. Domnul Iisus va vine cu mântuirea. Duhul Domnului m-a cercetat, am venit în fața plângând și m-am cunoscut înaintea Domnului și din momentul acela a început luptă. Pentru mine a venit Hristos și cred că și pentru tine. A fost luptă pentru că mine era al Dumnezeu. 43 de ani cu al Dumnezeu. Altă gândire, altă vorbire. Din gheara morții născos, din fundul cerului. Și mi-a pus în gură o cântare nouă de laudă. Să pot eu ca musulman, care nu m-am gândit niciodată în viața mea. Am gândit să fac bani, să fac avere, să am copii, să am soția. Am gândit la viitorul meu pământăș. Nu m-am gândit niciodată în viața mea că eu mă voi ridica și vă mărturisi și vă spune că Iisus Hristos este Domn. Nu știu dacă mă înțeleg ce vreau să spun. Mai gândiri poate că te-ai născut într-o familie de pentecostal, de baptiști. Ai te-ai născut într-o familie de ortodox, de catolic. Ai auzit? Ai înțeles că ești creștin? Dar eu nu! Eu nu! Eu mor! 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 Pavel spune și spun și eu ca el, în Roman, capitolul 1, versetul 16. Cășmirii, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecare care cred. Întâi al iudeiului, apoi al grecului, al românului, al spaniolului, al arabului, al musulmanului. Este puterea lui Dumnezeu care nu. Evanghelia are putere! Amin. Cuvântul lui Dumnezeu este calea, adevărul și viața! Mulțumesc Domnul și vreau să mulțumesc și eu tot! Te-a pus întrebarea.
întrebarea aceasta pentru mine, înainte de Dumnezeu. Apostol pentru mine, ca să pot să fie scris în cartă, nu Dumnezeu, și cuvântul acesta, Evanghelia lui Hristos să mă cerceteze pe mine. Inclusiv când mă voi întâlni cu Domnul, vă pun întrebarea aceasta. Și să-L mulțumesc cu Domnul că a pus întrebarea, că eu să merg pe cală, să cunosc adevărul, să trăiesc cu viața lui Hristos. În 2010 ne-am botezat, am dat în apă botezul împreună cu soția și băiatul nostru Hussein. Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt, menit să intrăm în apă. Eu când am văzut, m-a trebuit să spun, eram așa de gelos. Când am văzut Duhul lui Dumnezeu, când a botezat pe soția cu Duhul Sfânt și am văzut puterea aceasta, eram predat Domnului. Și am văzut cât de puternică este în Hristos, am spus Domnului că vreau și eu Duhul Sfânt. Și am zis, vreau să fiu ca un musulman, am fost musulman botezat cu Duhul Sfânt. M-a botezat și pe mine și pe soția în două strâmbi să intrăm în apă botezului. În 2010, martie 2010, am intrat în apă botezului 26 martie. Și în august 2010, m-am dus în Liban, la familia mea din Liban. Când am ajuns în Liban, toate lucrurile au început să ia altă întrăsătură. Când am văzut puterea de Dumnezeu, descoperirile care Dumnezeu vedea soția și spunea familiei mele, sora mea și fratele meu, spunea cât de gândurile lor și viața lor, a început o tulburare în casă. Și atunci, când a început o tulburare, tatăl meu m-a chemat pe la el și mi-a spus să chem și pe soția. Eram seara de august, seara, și m-a pus să stăm pe terasă afară. Erau aproape 30 de persoane, erau toate familia și tatăl meu. M-a așezat eu cu soția în stângă lui și s-a uitat la mine și mi-a spus. Am auzit că are niște întrebări și vrei să te faci cunoștință. În momentul acela când am vrut să răspund, Duhul Domnului m-a venit la urechea mea și a spus, dacă acum te lapi de mine, eu ce fac cu tine? Am spus, tată, eu sunt creștin și sunt creștin în mult de zile. De aceea am vrut să mă întâlnesc cu Duhul Dumnezeu, pentru că ca om, că pot să, dacă mă lapă de Hristos, atunci sunt salvat de mâna lor. De ce? Pentru că orice musulman care se lapă de credința islamică este vrednic de moarte. Putea să mă omoară tată, putea să mă omoară mamă, putea să mă omoară orice din familia mea și nimeni nu-l trage la răspundere. Dar Dumnezeu m-a întărit inima și mintea, mi-a spus să spun că eu sunt creștin și mulțumesc Domnului. În momentul acela, nu știu dacă ați trecut pe acolo, dar vreau să spun, tot iadul s-a ridicat împotriva noastră. A început să ne amenință pe oameni. A început să ne vorbească fiecare, vorbi grele, și la adresa mea și la adresa soției mele. Ne-a amenințat că poate să mă închide, putea să cheme contul islam și putea să mă închide pe 25 de ani și putea să mă afle liber, dacă nu mă omora, putea să mă închide. La un moment dat, sub puterea acestei străine care era peste ei, s-a ridicat tatăl meu din locul lui și a venit în fața mea și în fața soției. El a avut un semn de pareză pe partea stângă. A avut un baston în mână, s-a venit să meargă cu bastonul. Când a ajuns acolo în fața noastră, eu m-am uitat la soția și era bine, am zis că acum, sub tulburarea acesta, cred că ne dea cel puțin fitură. Dar vreau să spun, a venit unul și altul. A fost un total, doar el. A început să cutremură. Nu putea să mergi nici pe picioare, a pus amândouă mâinile pe bastonul acela, tremurând nicio vorbă, n-a putut să mai spune, tremurând, dar s-a întors și l-a așezat la locul lui. De ce? 1000 se cad alături de tine și 10.000 la dreapta ta, doar de tine, nu se va apropia. Asta e cuvântul lui Dumnezeu care spune la aceea. Emanuel, Dumnezeu este cu ce de afară? Nu, cu tine, cu noi. Trebuie să vedem. Dar pe noi creștini care suntem în piatră cuvântul Dumnezeu, credem pe jumătate ce spune Biblia despre noi, noi suntem cei mai viteși și cei mai primitori și cei mai puternici oameni din lumea aceasta. Și cuvântul nostru, când rostim un cuvânt, via viață. Eu îmi doresc, vă spun și mărturisesc, îmi doresc cu adevărat că să fiu un om după voia Dumnezeu și să văd cum a scris Domnul cuvântul despre Petru, dar omul de Petru să vinducă oameni. Eu îmi doresc. Și îmi doresc lucrul acesta, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu. Toți bunarii când au venit la Hristos, au vindicat pe toți. Nu toți aceia care au încheiat la Dumnezeu, toți oamenii pe pământ au nevoie de mântuire, au nevoie de vindicare, au nevoie de viață. Amin. Și Hristos este viață. Amin. Hristos este viață. În momentul când tatăl meu s-a întors la locul lui, ne-a dat afară din casă. Era 11:30 noapte. Părinții mei stau la 120 km de Beirut, de capitală. Noi am avut o mașină închiriată, am închiriat-o, am vorbit cu fratele meu și mi-a închiriat mașina, am urcat lucrurile cu mașina, ne-a dat afară în casă. Băiatul nostru, Iosef, avea 11 luni. Era Hussein, era soția, eram eu, era și soacră mea cu noi. Ne-am urcat în mașină în noapte și trebuie să mergem până la Beirut, 120 de km, într-o zonă
printr-un munț, când pleci pe zona aceea, este foarte periculos. Târziu, la ora 11-12 noapte, să pleci pe acolo, poate să te oprească cineva și poate să te omoare. Dar ce vreau, nu ne-a plăcut lucrarea să ieșim noi, biruitor, dintr-un loc de el stăpân. Pentru că lumea aceasta este sub stăpânirea cel rău, dar este peste tine. Pentru că în tine este Hristos și Domnul Hristos. Noi suntem lumina lumii, noi suntem împărăția lui Dumnezeu. Eu cred că împărăția lui Dumnezeu este în fiecare dintre noi. Și împărăția aceasta, noi putem să înălțim împărăția lui Dumnezeu. Și noi putem să arătăm lumina lui Hristos. Și noi putem să împingem întunericul la o parte și putem să luminăm. Pentru că Hristos a spus, voi sunteți o lumină așezată pe o munte. O cetate așezată pe un munte care trebuie să văzută de toți oamenii. Atunci ce rămân la plăcut lucrare să ieșim noi minuitori a început să ne împiedice. Un duc care era pietruit și atunci am avut o pană de cauciuc roadă de la pe spate, a intrat o fier de ton, de 8 mm. S-a întâlnit și a ieșit din nou. Am ajuns să ne oprim la o benzinerie. Benzinerie era închisă, pentru că e zona periculoasă, era închisă pentru că să nu vine cineva să fură, sau era doar un paznic. Și paznicul acela, când am văzut că am oprit, noi am încercat să schimbăm în roata, când a venit la noi, l-a văzut că nu putem să schimbăm și ne-a întrebat noi, pot să ne ajut. Am zis, de ce? Am zis că clicul și pie de rost nu mergeau pe la mașină, că iată, n-am știut că nu sunt bun. Și a spus, el nu pot să vă ajut. La ora, era puțin motiv 12:30 noapte. Și atunci, el s-a uitat pe partea cealaltă a drumului. Dumnezeu, care nu doarme, nici nu dormitează, a spus un musulman, la ora 12:30 noapte, să facă curat în fața clasei lui. De ce? Că noi, care suntem copiii Domnului, avem nevoie de ajutor lui Dumnezeu. Am trimis pe băiatul meu la el. Ne-a dat un clic nou și o pie de rost nou-nouță, neschimbat. Dacă nu ziua aceea, în săptămâna aceea, eu cred că Dumnezeu l-a pus pe inimă. Un musulman care Dumnezeu nu l-a dat dignă, nu l-a dat pace să doarmă, l-a spus să facă curat, să te cu mădure în fața casei lui. De ce? Cu copilul Domnului au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. L-a folosit pe el. Pentru că el ne iubește, pentru că dragostea lui este mare de primul nostru. Am schimbat roata, am mulțumit Domnului și am mulțumit omului. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea voi izbăvi, voi ocroti. Căci cunoaște numele meu. Când mă vei chema, va răspunde. Vă fi cu el în strâmtorare. Îl voi izbăvi și îl voi prostăvi. Îl voi sătura cu viața lungă și îl voi arăta mântuirea mea. Dumnezeu este un cuvânt, Dumnezeu al cuvântul, Dumnezeu nu ia cuvântul la voi. Dumnezeu este cu tine. Nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te va părăsi. Nu te va părăsi pentru că ai fiară că nu cu mine. Nu te va lăsa până nu te va băga în cer. Eu cred că Dumnezeu ne va părăga pe toți. Vrem în cer, dar trebuie să umblăm și să trăim și să nu mai fim încăpățânat. Să nu spui nici Dumnezeu niciodată. Eu spuneam soție, niciodată nu va fi creștin, niciodată. Vreau să spun, ultimul cuvânt despre viața ta, peste familia ta, peste copiii tăi, peste soția ta, peste soțul tău, peste tot ce-i înainte, peste dușmanii tăi, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dacă tu crezi, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și Dumnezeu va primi cuvântul care este viață și va aduce la viață. Pe rugăciunea ta, rugăciunea fierbinte, va mântui pe cei bolnavi. Va mântui. Roagă-te, rostește, vorbește, cheamă. Declară, proclamă cuvântul lui Dumnezeu. Nu răbdai cu ciucanul peste capul orice persoană, prin rugăciunea ta. Lumește și cu ciucanul este cuvântul lui Dumnezeu. Lumește, dai cu mine, vorbește și declară. Că ai o putere în tine. O putere. Orga aceasta, dacă este frumoasă, nu? Sau pian, ce este acolo. Este atât de frumoasă, poate să aibă felul de sunet, poate să cântă, poate, dacă nu vine cineva să bate la ea, ce poate să facă? Nimic. Nu-i de folos. Duhul Domnului este în tine. Dacă tu nu îl flacărești, dacă focul Duhului Sfânt care este peste tine și este în tine, nu este înflacărat, nu te spun, ce poate să facă? El poate să facă mult. Acolo unde este atribuit, acolo unde este folosit, acolo unde este lucrat împreună cu el. Folosește de tot ce ți-a dat Domnul. Copiii Domnului trebuie să fie oameni. Să nu există șumeri. Am plecat de acolo, la o dânsă glorificăm pe Dumnezeu de Livan, când am plecat de Livan. Vreau să spun biserica din București, a fost cu noi. Pentru că este foarte important unitate în lucrarea lui Dumnezeu. Rugăciun, post, telefon în fiecare zi și Dumnezeu ne-a întărit și ne-a întărit. S-a amintit soție de accident.
vreau să spun, trăim în prelungire. În prelungire. De ce? Să pot să vină și astăzi la dumneavoastră să spunem în fostul Sfânt, Iisus Hristos este Domnul. Te iubește Domnul, soră și frate, iubește. Iubește și tu. Iubește și tu. La fățișare a fost găsit ca un om să smerit s-a făcut ascultător până la moară. Și încă moarte pe cruce. Și de aceea și Dumnezeu l-a învățat pe Iisus de unul. Le-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru că în numele lui Iisus să se aplece orice genunchi al celor din cer, după pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească, spre slavă lui Dumnezeu, Tatăl, că Iisus Hristos este Domn. Amin. Dumnezeu ta pe lui. Mărturisește. Amin. Oriunde ești tu, mărturisește. Spune-te un cuvânt. Spune-te dragoste Dumnezeu. Dă-i un cuvânt de viață și Domnul Iisus să vă cuvinteze și mulțumesc Domnul pentru clipul acesta. Domnul și mireasă zic, vin. Și cine are să zică, vin. Muntele Sionul să zică, vin. Amin. Cel iubit de Dumnezeu să zică, vin. Amin. Copiii Domnului să zică, vin. Amin. Să vină Domn. Amin. Să vină Dumnezeu. Amin. Pentru că noi suntem copiii Lui. Nu trebuie să fugim din lumea aceasta. Nu. Eu vreau să ne întâlnim cu El. Vreau să acolo unde este El să fim și noi. Mă duc la Tată să vă pregătesc un loc. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Este un Dumnezeu bun care dorește toți copiii să fie în jurul lui. Dacă crezi că ești copil al Dumnezeu, vei sta în lângă Domnul. Și Domnul să te binecuvânteze. Din nou mulțumesc Domnului și dumneavoastră, mulțumesc fratele Pașcu și familia lui, mulțumesc biserica, mulțumesc cuvântul lui Dumnezeu, că nu mai mulțumim de obiceiul lui Dumnezeu. E, avem de ce. Și mulțumesc Domnului că slujesc într-o biserică din județul Dimbovița, județul satul Dragăiești, județul Dimbovița, și v-am trăzut salutul bisericii de acolo, har și pace la Dumnezeu, să fie înmulțit. Este dumneavoastră și casa dumneavoastră. Și de la toți frați, toate bisericile unde au fost, har și pace la Dumnezeu. Rămâneți tare în credință. Și fiți plini de Duh, Duhul Dumnezeu. Amin. Amin.